Salut! Noi suntem Cocolix! Și bine ați venit la proful cu mustață sub braț! La proful cu mustață sub braț și proful Chel. A, noi ne jucăm proful azi. Da, suntem la proful Chel astăzi. Deci uitați-vă aici, proful de chimie, mă! Deci am greșit-o până acum, uite-l! Să știi. Da, au făcut farmece ca să o cucerească pe prova asta. Dă-l stoarce de bani, îl mulge. Da, ia uite, ia uite, uite ce capitole noi avem cu Cocolix. Ia, uite, ce. Și o să apară și prova aici, oricum în toate capitolele apare prova. Mi-a și place jocul ăsta. Ce ar fi voi să rupeți butonul de Cocolix? Pentru episoade cât mai faine, cu prova și proful. Și hai să vedem ce se întâmplă aici. Deja. Nu, n-are gătură să citesc, că m-amintește de școală, nu mai citesc nimic. Dacă e în carte, citesc, cărțile îmi plac, dar așa, nu, nu-mi școală. Cred că ăștia iau lecții de călărie, hai așa să vedem. Care faci. Oh my god, e cowboy. Am mâncat prea multă umane verzi. De la un experiment. Ce faci, Gagico? Ia! Hai să vedem ce putem să facem. Uite pe tower. Întâlnire romantică între cei doi. O sări pe taur, și taurul e pe trambulină. Stai puțin, vrea să o ia și pe ea. Oh my god, ce nebunie. Băi. Yeah. Ce culeu ăla așa fioros? Unde? Uite și tu. Oh my god. Eu nu l-am mai văzut până acum atât de fioros. Nu știu ce s-a întâmplat așa. Bun, fain să am, deci înainte spuse sinturi, cam 79. Vreau să văd ce fain să am toată actorul bol. Pe ca să atragi un taur adevărat, da, îți trebuie roșu. Da. Ce-i asta? Ce asta? Nu știu, frate. Un fierăstrău electric. La ce-l folosesc, Cristina? Ah, e fierăstrău electric, am văzut ceva cu flex, substanțe flex, înăuntru. Flex. Nu că e flex. Ah, cred că să tai ceva de la statuia, nu? Unde? Cu taurul. Așa, care așa. Aici în față, undeva, în față, partea cealaltă. Dar unde e proful cu mustață? Ai, el e în mașină. El e în porbagaj. În porbagaj. M-am blocat aici, nu mai știu să joc. Păi, dar mare e casa. Uite, arată jos aici că e flex. Ah. Ne-am deșteptățit. Stai, unde e taurul? Cum l-am găsit? M-am plimbat pe aici peste tot. E partea alaltă, în partea asta. Uite acolo, tot în față. De acolo? Da, ai încredere în instinctele mele de cameriță, că uneori mă pricep și eu. L-ai văzut, nu, de la distanță? Nu, dar mi-am dat seama de la început. A, uite, la acum. Ok, ăsta e taur de... ce fac? Și cred că tai ceva de la bază de aici, mă gândesc eu. Aici. Acolo, așa. Alta, ai? Se deșteaptă, sunt. Îl tai ca să aduc un taur adevărat. Da. Acum ce fac? Ok. Mă, nu știu ce faci, dar vezi okay. Că proful e pe afară. Unde? Ok, am făcut ceva bine. Hai să mergem prin casă. Să vedem Cocolix la ce lucruri dar mai găsim. Dar proful arată ca și Frankenstein, nu? Da, eu cred că el tot face nebunii ca să o atragă pe prof. Sper să nu fie și prof. Ok, aici au ei trenulețe. Hai să vedem în camera aia de... Ia-ți iau și o orangă cu mine. Nu mai știu cum se chema. Și un ciocan. De împăiere. Oh my god. Mai știi cum se chema cuvântul ăla în engleză? Taximetry. Taximetry room. Hai să vedem ce pe aici. Mergând toate, da? Ia. E ceva pe aici? O șurubelniță. Ok. Ce o să apăi aici? Ce-i baie? E, intri direct în toaletă. Dacă ai nevoie să nu te grăbești, nu ai păva cu mine! Yeah. Știi, ca să nu te grăbești. Dacă puneam colțul ăla, dai seama ce greu era. La pamă. Okay. Deocamdată n-a venit profa. Așa e sala lor de sport. Vine numai la sfârșit, știi? Sala de sport, Cristina, și cu biliar și cu tot, Cristina. Știu, fui de aici. Eu merg la o sală în care toți miros. Efectiv miros. O venit unul direct transpirat la sală. Înainte de a pe exercițiile. Oh, ce m-a sperat de ursul ăsta. Deci ce nu e nimic aici la taximetrului. Vezi, poate... Sper că nu vreau profă. Mergi și joași. Hai să vedem. La prima oară să încerc singur, ai să lăsă singur. Titlul ăsta costă bani. Nu e nimic. Hai să mergem jos la parter, știi? Că poate acolo pe la bucătărie găsim ceva. Vezi, poate la bucătărie găsim ceva. E clar, Cristina. Oh, nu, uite-te! Costumul lui ăla trebuie. Mă, de ce ia costumul? Oare costumul trebuie? E clar! Nu știu costumul, niciodată nu se desfă. Ai grijă, că e am instincte. Zi-mi unde este. Prin fața casei, cred că se întâmplă. Unde-i fața? Mă duc pe aici. Nu știu. Nu-mi dau seama. Ce fain e casa lui, este incredibil de faină. Ce fain are spațiu. Mie îmi place foarte mult că are piscină și loc aici de recreere și tot. Crezi că nu vrea loc de recreere și tot? Mai ales care e cu umbră, nu cu soare. Mașina de cusut. Aici aș face costumele. Am înțeles, știam eu. Aia pe comandă, că el nu-și găsește așa ceva în oraș, știi? Da, hai să vedem. Unde era? Unde? Uite aici era, lângă bolovanul ăsta. Da, Cristina, eu nu sunt bolovanul. Tu crezi că nu doresc să am și o bolovană în casă? Uite, de exemplu. Nu poți să le iei, ha? Ah, foarte, dar ce-mi trebuie? Mă gândesc. Dacă dau până asta pe jos, să le iau așa? De ce nu poți să le iau? Când trebuie foarte că... Eu zic că să dai acolo pe roșu la indiciu. Hai de la indiciu, că apărea cu roșu și mă trugea.
Hai să vedem. Fine. Da, am găsit-o, vedeți? Trebuie să găsești haina roșie. Cloth is placed in the main... Am găsit deja! The main hall stable. Asta trebuie. Ah, nu haina, trebuie cârpa. Cârpa, prosopul. Mai ții minte când am vrut să cotrobesc pe jos și nu m-ai lăsat? Eu ți-am zis să cotrobești pe jos. Nu, ai zis nu mai cotrobui pe jos, du-te că și-o pus haina. Nu, tu ai zis haina. Eu am zis că să cotrobui pe jos. Ceva, nu dați înapoi. Ia ziceți acolo în comentarii. Da, ai trecut pe lângă ea. Stai că nu știu unde s-a aflat ăsta. Să nu vin la mine. Păi trebuia să iei haia repede că erai lângă ea. Ce? Asta? Da! N-am văzut-o! Nu știam unde, vreau să zice în mijloc, lângă tine, Cristina. Da, zic că ai trecut pe lângă. Stai să vină. Deci s-o fac cu verde, că nu, când profesor nu mai dă notă, atunci o să fac verzi. Hai, vină și. Intră în vacanță și de aia. Vină și, hai, de. Uite. Hai. Da, ai grijă că e la roc la spate, ai grijă. Hai să-l să urce așa. By the way, to make the real bull leave its cage. Ok, dar unde este the real bull? Și avem taur în... Poate e pe afară. Ci că avem un taur adevărat pe aici și trebuie să-l facem să își părăsească... Autocolă! Bă, stai. Cu chestia asta roșie, nu știu. Dar eu zic să mai dai pe hinturi. E doar atât? Trebuie să-mi fie mai complex de atât. Aoleu, nu! Felix, fugi! Stai că nu știu cum! Make sure the mechanical bull powers. Da, l-ai tăiat. Și acum du-te spre el, știi? Du-te spre mechanical bull. Vine. Uite în spatele tău dacă vine. Mai că vezi că și proful într-o parte. Am pus asta ca să vină taurul. Taure! Make sure the mechanical bull powers. Asta-ți văd unde vine curentul. Ok, aici. Okay. Tai-l cu ceva. N-am! O foarte că ceva, du-te. Mă duc greu de om până ajung la aia. Ce ne face? De ce merg așa de greu? De toate tufișurile astea ne incomodează. Stai curentul. Da. Am văzut acolo un cablu, dar am crezut că este o frânghie ceva. Hai să vedem ce vreau să fie aici. Pe aici vreau foarte pe ceva. Uite asta. Hai. Asta e spa-ul pentru profă. I-a pregătit el foarte frumos ca să-și taie unghiile. Nu știu, dar uite cât poți să faci din banii de meditație. Incredibil. Mai ales dacă-s doi. Ai, dar fiecare are căsoaia lui. Da, sunt ani, Felix. Sunt ani de dat nota 4. Dai nota 4 la școală. Dar după aia să faci meditație. Aoleu, te văd. Tu am vrut să... Urcă pe scară, urcă, că el nu poate. Hai, ce fraier ești. Și acum tu coboară. Ia, ce fraier ești. Ce nu poți să uiți, că e scurt sau de ce? Hai, du-te. Te ștai el. Merge ca o muscă. Bă, așa, acolo, apare roșu. Dai. Run before stranger comes! Ia, am terminat! Da, dar taurul ăla trebuia să-l ademeniște aici. Nu, cred că o să dea în taurul celălalt. Ai de capul meu. Deci stau aici așa. Mă uit la taur. Deci cred că taurul se dea în capul taurul celălalt și eu l-am tăiat de sub, o să-l arunce cu totul. Credeți că a făcut bine gameru? Eu cred că sunt geniu. Vreau făcut mulțintați cu prietena lui, cum stați în braț. Domn profesor! Vii mai repede, când m-am chinuit să fac farsa asta, m-am uitat și la hinturi. Eu aș zice că ar fi trebuit să-l atragi pe taurul ăla aici, știi? Nu, eu știi ce cred? Cred că o să se pună pe asta, nu o să meargă curent, o să cadă și taurul o să vină din viteză de anii și o să-i arunce. Asta cred, pentru că sunt geniu până la urmă. Pe aștept să văd. Nu ajung la băgan, dar așa fuge taurul dreapta stânga. Auzi, mi se pare mie sau pe ceași stradă cam locuiește și profa? Că seamănă. Cred pe partea alaltă. Și eu cred. Da. Stai că el se duce. Oh. Lasă-l să se ducă. Dar ia mult timp până merge. Da, vezi, ăsta e dezavantajul unei case mari. Da. Știi? Faza este că... Dacă e mai mic, ajungeam mai repede. Uite aici. Ia, uite. Ce se întâmplă, oameni buni? Vine după el. Opa. Stai puțin, că se pune el în loc. Oh my god, și o să vină profa! Ai de capul ai de meu! Mine. Nu! Unde-i profa ca să vadă că nu-i bărbat adevărat? Oh my god, eu am văzut cu o văcuță. Ce amuzant! Fă la poză, mamă, deci ești bengos! S-a meritat. Deci, ce o zic că farsa asta s-a meritat. Mi-a plăcut. Eu zic, ce zici? Mai ciupești din farsa de următoare. Hai să vedem că te-ai descurcat prea bine. Nu, să cumpăr, du-te de aici. S-a descurcat prea bine, gamerul, deci asta a fost ziceți? Deja mu.
Și da. Asta am stat bulbul prea, acum să-mi fac o față din asta. Acum, nu știu dacă termin, dar măcar să văd despre ce vorba. Unstoppable, era. Da. Ok. Deci, stai puțin! Se pare că nu-i dă drumul la Taur, ca să se răzbune. Haideți să ne asigurăm că Taurul o să-i dea o lecție. Uite, plânge! Oh my god, vreau tot ce vreau să merg afară! Și el râde și cu fân în fața, uite cu fân și ca să nu mânce fân. Nici măcar nu-i dă? Nu-i dă, doar așa. Și nici măcar nu-i fân, e o mătură. Ce pun fără suflet? Ia măcar, e fără suflet. Ok. Deci așteaptă pe, ca profusă... Stranger to drop the remote control. Se-a trecut comanda ca să iau, se-a trecut comanda. Eu mă duc pe la etaj. Pușca asta este prinsă cu... Telecomandă. Telecomandă cumva. Dar să meargă jos. Ai, mă, de ce ai închis asta? Și aici au închis. Da, chiar mă gândeam eu ce se întâmplă. Și de ce? Pentru că ai Taurul. Și să nu-i spargă ferestrele. Știi că vezi, la etaj nu le-a. Uite aici, ai un loc a pica. Da, numai că n-am curaj să mă duc a pica. Vezi că el era aici, Felix. Hai de viața mea. Mai nu știu ce faci. Poți duci pe scară? Sunt camera adevărat și de așa, așa fac. Poți duci pe scară? M-a prins, dar nu-i corect, m-a prins! Dar aveam timp destul, Cristina! Era să duci pe scară! Dar pe scară nu pot să merg, doar ce ai mers nu mai pot să mergi. Deci nu știu, eu chiar m-am străduit să fac ceva, Cristina, chiar m-am străduit. Băi, frate... Câte farse mai avem? Nu știu, destule. Dar faza este, din câte văd eu, dacă te uiți, toate farsele dinainte sunt cu verde. Nu? Da, nu se pare. S-a dat un update. S-a dat un update și l-a făcut verde. Asta l-am făcut pe toate. Am făcut-o pe asta cu te joci. Da, cred că am făcut-o, da. Asta n-am făcut-o. O facem data viitoare. Creeping Tail. Asta n-am făcut-o. Ba da, am făcut una cu păianjen, nu? Am făcut-o? Da. Am memorie. Ziceți acolo că am făcut-o. Ok, dar asta impostor, nu impostor. Am făcut-o, parcă am făcut-o și pe asta. Da. Cu foc am făcut-o? Da, am dat foc. Și gnom sweet gnom n-am făcut-o. Asta cu gnomul nu țin minte. Nu. Iar de aici avem deja mu, am stat pe bull prank și ai spelerat. Și după aceea o să urmeze și asta în captă. Băi, ăștia sunt un cuplu care au numai nebunii în cap. Eu zic să facem o serie întreagă, da. cu proful și proful. Eu sunt curioasă să văd cum sunt și celelalte farse. Și voi, nu-i așa, dar cocolișorul de Cocolai. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa! Te descurci super, bravo.